Bun venit din nou pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. Iată-ne într-un nou weekend pe malul Dunării, iată-ne într-o nouă aventură, iată-ne din nou la datorii. Suntem la o partidă de pescuit alături de doi membri ai canalului de YouTube Doar pentru Dunăreni, membri vechi de 2 ani, 2 ani și ceva, Vlad și Radu. Suntem în județul Călăraș și pe lângă harnașamentul cu ceea ce înseamnă mâncare, provizii, scule, momeli, suntem bine pregătiți și cu balistol, doar ce am ajuns de vreo jumătate de oră și deja acum e ora 5 și jumătate, încă nu e ora de vârf, dar deja ne bâzie țânțarii destul de bine, așa cum am mai tot văzut și pe grupurile de pescuit și cum au mai informat și pe mine câțiva prieteni, s-au pornit țânțarii și suntem pregătiți bine, bine, cum am zis, pe lângă scule și alte accesorii. Și cu clasicul balistol pe care îl găsiți la Total Fishing și dacă folosiți codul DPD5 o să aveți o reducere de 5%. Referitor la pescuit, o partidă scurtă, o să pescuim combinat așa, ziua la șalău și noaptea la somn. Ca și momeli o să folosim din nou râme negre, evident de la Neadan din Cernavodă, cei care aveți nevoie îl puteți contacta. Iar la șalău o să încercăm să pescuim clasic cu oblete viu, cu guvide de viu, depinde și ce prindem. De data asta avem și vargă la noi, o să încercăm și la noapte, pentru că am înțeles tot așa din informații că a început să vină obletele de mal, deci va fi ușor de prins cu minciogul la lumina lanternei. Nici nu poate fi vorba de crab sau alte specii la o partidă scurtă și în plus suntem după o scădere a Dunării de vreo 2 metri în ultimele două săptămâni, deci exclus să vorbim de un pescuit așa mai de anduranță la crab sau la ten momentan, așa că am decis să facem o partidă la șalău și la somn. E o partidă care e și pe gustul partenerilor mei de pescuit, Radu și Vlad, în același timp, ei fiind pescari care pescuiesc pe Dunăre relativ de curând, nu de foarte mult timp, și speciile la care pescuiesc predominant sunt somn și șalău. Nu o să stau foarte mult pe introducere, o să vedeți de-a lungul filmului cam ce se întâmplă aici. Ca de obicei sperăm să vă arătăm pești, stați până la final, să vedeți aventura noastră scurtă din județul Călăraș, într-un nou weekend, într-un nou episod, la o nouă partidă pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. Și nu uitați să ne ajutați cu un like și cu o distribuire, cu un share, cu un subscribe, clopoțel, să fiți notificați. Cei care sunteți cu YouTube-ul familiarizați știți ce aveți de făcut, deci o partidă scurtă. O să vedeți și pe partenerii mei, cei doi membri, Radu și Vlad, cum își desfășoară și partida. Sperăm, cum am zis, în pești, sperăm în drill-uri și să avem totuși decență în ceea ce privește ciupiturile la această partidă. Montura cu care pescuiesc la șalău e o montură pe care am mai arătat-o pe canalul de YouTube Doar pentru Dunăreni. O montură simplă, am aici în capăt un plumb fix de 100 de grame și la cam jumătate de metru deasupra plumbului, legat cu nodul acela care funcționează ca și un anti-tangle pe care vi l-am arătat într-un episod trecut, am un cârlig Excalibur Zander de 1x0, știți că pescuiesc cu cârligele de la Excalibur la șalău, legat cu un fluorocarbon de 0,30. Nimic mai simplu, plumb fix, cârlig cam la, hai să zic, jumătate de metru, 60 de centimetri deasupra plumbului, momeală, obleței prins aici în mal cu varga, eventual guvizi, momentan am prins decât unul singur, l-a prins Radu mai devreme cu varga, sunt cam puțin guvizi pe zonă, predomină obletele, probabil că o să încercăm puțin și la file, o să facem niște fileuri din acești obleți și așa căutăm șalăi. Nu pescuiesc fix în mal, la șalău, aici pe locul acesta, pragul e undeva mai pe larg, la 20 de metri. Acolo e zona aia cu prag, pe care am mai tot prins șalău de-a lungul partidelor mele. Acolo pescuim. În principal, la șalău pescuiesc cu plumb de maxim 80 de grame, dar pentru că mă duc un pic pe larg pe zona asta căutând șalău, am ales să pun un 100 de grame, să stau bine acolo pe prag. Ne apucăm să prindem obleți, să avem diseară. Imediat după ce se întunericește, o să băgăm lansetele pe somn. Am pregătit 4 cârlige legate pe somn, o să schimbăm monturile. Pescuiesc cu aceleași lansete și la șalău și la somn, n-am stat să mai fac lansete separate. Doar schimb diseară când se face întuneric, doar schimb forfacele, pun niște plumb mai grei, cârlige mai mari, fire mai groase.
Rămânea Neagră de la Neadan din Cernavodă, evident, și ca să meargă treaba repede și să ne mișcăm rapid în partida asta scurtă, o să pescuiesc cu aceleași lansete și la șalău pe timpul zilei și noaptea la somn, doar schimb forfacele și momeala. Ne punem pe el, încercăm să prindem o blescă de mult, să avem, să-i schimbăm des, să fie tot timpul momeala vie în cârlig și sperăm să vă arătăm ceva șalăi la această partidă. Ia mă, Radule, să vedem ce șalăuie ai luat. Asta e o aruncată. E aia care a aruncat-o din aur, nu? O piticanie. Nu e nevoie, frate. Nu e nevoie? Hai că nu e chiar. O piticanie. Hai, taci din gură. Ai luat? La gumidă. Gumidele ăla, sigur. Bine, când prins de ăștia de 3-4 kg de obicei, acum ăștia sunt... Da, dar el nu prinde. Pentru el e record. Mamă, și-mi bosit ăștia unde-i prinde țințari. Frumos. Domnul Steleanu? Bine, cu țigara, fără țigara. Asta e, viciu. L-ai luat. Bravo. Ha. Că-i pe ea. Ai mai luat un șalou, bravo. Mamă, vezi că vine... Mamă, ce pornit e. Același guvid. E da, același guvid? Același guvid, da. E un singur guvid are, dar e la viață. S-ar trebui să fie mai îmbrăcat ăsta. Pânserat acum. Aha, e mult mai îmbrăcat. Bravo. Al doilea șalău acum pânserat. Asta chiar e punctabil, punctabil. Punctabil, punctabil. Asta chiar e frumos. Dar tu n-auzi clopoței când tragi, nu te spărac. Sincer, nu s-a auzit niciun clopoț. Bine, mai aveam pe ieșit la bățul, nu... Atras ca șalău, ca somnul ăsta. Da, atras ca somn. Cum e mă la șalău? Trebuie să fumezi o țigară până. Așa e cu începătorii. Stai un pic să vedem cu gura asta de șalău așa. E urât pescuitul la șalău. N-ai drill, n-ai asta. Da, vreau. De data asta nu cred că îți mai recuperezi guvidul, că văd că l-am ghițit. Îl arăți puțin așa? Scurt update așa de prima seară. Un update pe care vă spun sincer că nu mi-aș fi dorit să-l fac anul ăsta și sezonul ăsta. Odată cu scăderea apelor, pentru că suntem după o scădere de aproape 2 metri a Dunării în ultimele 2 săptămâni, s-a cam umplut de țânțari. Cel puțin acum, pentru că este ora 9 fix, ora de vârf, acum înainte de asfințit, e cam problematic. Cu balistol faci față fără probleme, însă pentru că e și cald și caniculă, transpir destul de repede și după cum se poate ști, țânțarii sunt foarte atrași de transpirație. Asta vreau să vă spun. Cei care veniți în perioada următoare, așteptați-vă și blindați-vă cu tot ceea ce înseamnă repelente, spray-uri, spirale, ce aveți fiecare la îndemână. Eu vă recomand balistolul, e foarte bun. Efect cam de până la o oră, așa, 40 de minute, 45 de minute, dacă nu transpiri. Nu știu dacă se vede pe cameră sau dacă se aude, dar odată cu scăderea apelor a devenit greuț, așa cel puțin acum la orele de vârf să stați pe malul Dunării. De-aia am și făcut cadrul ăsta acum, e fix înainte de lăsarea întunericului și s-au activat rău de tot. Când am venit nu erau așa de mulți, între timp însă s-au activat bine de tot. Deci fiți pregătiți. E suportabil, nu e nebunia de anul trecut. Probabil cei care mă urmăriți ați văzut și filmul meu de anul trecut de după prohibiția la deschidere, când cota era foarte mare. Deci e suportabil, însă ca să fiți siguri că puteți sta decent pe malul Dunării, vă trebuie totuși un repelent la voi și vă recomand, bineînțeles, balistolul pe care îl folosesc și eu de aproape 2 ani. Îl găsiți la magazinul Total Fishing. Nu e un update de reclamă, e un update pur și simplu, vreau să vă spun și să vă țin la curent cu ce se întâmplă pe malul Dunării. S-au înmulțit odată cu scăderea apelor, chiar dacă n-a fost umiditate,
ieși toiul verii, mijlocul caniculei, după 2-3 săptămâni de caniculă, odată cu scăderea apelor, iată că s-au activat și sunt din ce în ce mai mulți. Cel puțin acum o oră înainte de întuneric și bănesc că și mâine dimineață va fi la fel, revin și mâine dimineață cu cadru, e cam problematic cu ei, deci veniți pregătiți pe malul Dunării. Ia zi-mă, Radule, cum e cu țânțarii la Dunări? Balistolul să trăiască. Vlade, tu mai trăiești, mă? Eu uite cum iese, cum iese din spray. Eu cred că le fac duș cu autanul. Adică gen, e vin și eu, e cu aici, e frică. Dar cum ai zis mai devreme, că n-am prins pe filmare? Te-au ciupit și dă părți pe care nu știai că le ai, exact. Nu vreau să vă spun unde am părțile alea. Hai, bă, că e ok, ia uite să văd și pe cameră. Dar l-a descoperit acum. Radule, la tine, dacă te mai suge 200 de grame de sânge... S-a terminat cu tine. Bă, să știi că să-l nu la vânt. Mamă, mamă, deci s-a umplut, s-a umplut pur și simplu acum de 10 minute. Pip. Da, dar să văd în filmare. De când băieții mi-au zis nici din cor că nu sunt în țară aici. O să mai punem niște verzitură pe focul ăla, că n-avem ce să facem. Ce? Mai punem niște frunze verzi ca să facă fum, că altfel e greu. Deci știi cât de bine se vede acum pe filmare cum roiesc în jurul tău și nu se pun pe tine de la balistol? Chiar mamă, tu ar trebui nu, să fie deci chiar... la balistol așa. Nu, dar chiar e serios, adică... Nu, ar trebui gen, autan cum... balistol și să vadă diferența. Bine, nu, lasă. Lasă. Mai o să gând, mâine când mă trezesc sunt cât Radu, 5 de chile. Neața, ne-am trezit ceva mai devreme. Azi noapte... Doi somotei mici, așa, nesemnificative, liberați. Vlad a luat unul puțin mai îmbrăcat, la un kilogram și ceva. Însă, extrem, extrem, extrem de slab. Somnul nu mănâncă de vreo 2-3 săptămâni pe zona asta și nici pe alte zone, din ce am înțeles. E foarte, foarte, foarte inactiv. Nici la clong nu prea mai reacționează, din ce am mai vorbit și noi stânga-dreapta. Azi noapte chiar am făcut așa risipă de râme. Am băgat toți, am avut câte 3-4 lansete pe buchete generoase, mari de râme. Sincer, cred că băgam 200-300 de grame de râme într-un cârlig. Bețe în apă întinse pe toată bucata asta, extrem, extrem de slab. Am stat până pe la 1 în speranța că vor apărea trăsături, însă absolut nimic. Dimineața, cum am zis, am găsit doi somotei mici priponiți agățați aici în lansete, i-am eliberat... imediat am reușit să-i scap de cârlig. O să mă pun acum dimineață din nou să prind câțiva obleți. Am prins aseară cu minciogul în mal câțiva la lumina lanternei, însă pentru că n-a stat nimeni să le schimbe apa peste noapte și n-am avut nici chestie, jucărie din aceea mică de oxigen la noi, au murit. I-am găsit morți în găleată dimineață, așa că o să mă pun acum cu varga să prind câțiva obleți. Mai stăm câteva ore dimineața asta, poate mai apare vreun șalău frumos. Am făcut și o cafea. Băieții sunt și ei pe aici. Încă încearcă să se trezească bine. Deci, cum am zis, somnul inactiv. Un singur somotel așa, nici nu știu că nici nu l-am văzut. L-a prins Vlad undeva la 3 azi noapte. Pe una dintre lansetele lui acolo. Foarte, 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 nu știu ce se întâmplă cu somnul. Înclin să cred că ușor, ușor o să se ridice scoicile la suprafață, să moară scoicile și automat asta îl va activa și pe somn. Balistolul ne-a salvat și aseară și în dimineața asta. Sunt de vreo 20 de minute aici la mal lângă lansete și erau țânțarii puzderii acum dimineață. Acum vreo jumătate de oră, deci pe la 6 și jumătate așa e apogeul dimineața, însă balistolul își face treaba, chiar ne-a salvat. Aseară la fel, tot cu balistol am rezistat, cu puțin fum, însă per total se poate rezista, adică nu vă imaginați că e nenorocirea din alți ani sau cel puțin ce s-a întâmplat anul trecut, e incomparabil, nu are nicio legătură. Cu un repelent, cu un foc mai ascuns la orele de vârf se poate sta, dar față de partidele trecute
au apărut și sunt activi, iar norile de vârf chiar sunt destul de agresivi. Bem și noi cafeaua, am dus-o prin câțiva obleți, schimbăm din nou lansetele, schimbăm monturile de pe somn pe șalău, mai încercăm 2-3 ore, după care o să ne retragem, spre casă. Un strap mic. Hai, uite, fugi. Șali. Aduc picioc? Nu e cazul. Nu e cazul, ok. Și tu de ce ai bătiți acolo? O, erau. Care are miciocul lângă tine, dacă e nevoie. Are miciocul lângă el. Asta e frumușel, mă. Oho, da. Da. Mai mult decât reglamentar. Șali. Asta e best-o. Mă duc în placă să le mânc cu porcii ăștia. Am tras una la 3 dimineața. Foarte mult. Adică nu au veții în sus. Și doar îl tot și... Hai. Ridică-i... Un șalău frumos acum la prima oră. Ridică-i spatele. Stai cu minte. Nu te înfoia la mine, nu te înfoia. Un pește superb.
După cum bine știți, eu iubesc pescuitul la feed, la shallow, scuze. L-am furat. Mi-a furat peștișorul. Hoț pește, hoț. De când s-a pus toropeala asta, ne-am tras aici la umbră spre sub mal, așa, sub sălcii. Avem trăsături la shallow, dar sunt trăsături foarte... Nu sunt trăsături decisive, sunt țăcăneli din astea și înclin să cred că găști din astea de ștrab mici sunt prin zonă. Radu e procuratorul de momeală aici, avem de data asta varga la noi și insist aici lângă mal cu varga. Eu îi nădesc cu puțină nadă și el scoate obleți, deci cu momeala suntem aranjați pentru shallow. Sperăm să mai apară și alții, momentan Radu e campionul, a scos vreo 3, unul de eliberat și 2 de oprit așa. Am avut și eu 2, la fel, unul de oprit frumușel și unul de eliberat. Pare că e singura specie activă. Insistăm cu shallow și vedem ce se întâmplă până la final. Îl avem aici pe domnul Radu care procură obleți. De data asta față de data trecută n-am mai uitat varga acasă, am luat și varga. Problema e că arunc așa cât un pumnuleț de nadă și obleții se adună, dar din când în când vine câte un avat din ăsta mare și împrăștie imediat. Și pe urmă iar să chinuie să arunce nadă să-i strângă. E un întreg... Să știi că e un pescuit complex ăsta la oblete. Nădești, îl ții pe vad ca la crap. Ia uite. Omeală. Dimensiunea perfectă e la oblete. Dar nu știu cum să ținem avatul ăla departe, să nu mai vină să se înfigă în ăștia, să ne sperie de aici. Uite momeala. Avem. Shallow să fie. Am eu minciogul aici.
uite-l acolo. Mersi. Bă, numai eu nu iau șalău. La file? Știu, am văzut. Ia să fie fără. Nu știu, ce mai zici. Au ce tigru. A mai venit un șali. Tigru de Dunăre. Ce trac cu animalul ăsta, mă, frate? A venit în mare viteză direct spre mine, în coș. Bă, e de-aia, mă. Nutrie de-aia, bă, e. Dar în ce viteză venea direct spre mine? Am auzit, i-am auzit pașii cum venea spre mine în mare viteză și direct spre mine încoace venea. Nu știu, ceva cu o coadă lungă așa, seamănă cu nutria, cred. Sau dihor din ăla, nu știu ce e. Ceva maroniu închis. Sălbăticie, dar m-a speriat un pic. Că auzeam cum vine spre mine direct, știi? S-auzea pașii, cum venea direct în direcția mea și s-a oprit. Venea spre mine și s-a oprit fix când să... La 2 metri aici. E aici. Ia uzi. Bă, dar ce e asta, mă? Vai, cum face? Mamă, cum face, frate? Ia uite! Ia uite, bă, să bat între ele, fii atent! Dă-i cu zoom, dă-i cu zoom! Să băteau între ei, tu ai văzut? Uh-huh. Ai apucat să filmezi ceva? Nu știu, să băteau între ei, pur și simplu. Să luaseră la bătaie între ei. Incredibil, bă. Băi, ce ți oferă sălbăticia asta, fel și fel de nebunii. Hai că spar și Vlad gheața la șalău acum pe plecare. Hai mă, fă și mie cu oama aia. Hai mă, șalău, așa. Dar uite ce negricios e. Dar uite-te cum... El a tras o singură dată când eram la tine. Am fugit, ți-mi minte că am fugit? Da. Am mai stat, n-am mai mișcat deloc. Și acum l-ai găsit agățat. Am găsit agățat. Ce negricios e. Da, ce tigru frumos.
gata, am încheiat partida, o partidă alături de Vlad și Radu, susținători vechi de-ai noștri și de-ai canalului de YouTube Doar pentru Dunăreni. Trebuia să venim de mult, nu s-a lipit până acum, însă într-un final s-a lipit ieșirea cu ei și mă bucur și chiar a fost o plăcere pentru mine. Vă invit și pe voi cei care doriți să susțineți proiectul, să vă alăturați proiectului nostru și cândva poate ne vedem la pescuit. Din punct de vedere al vremii, caniculă în toată regula, însă dacă sunteți puțin norocoși cum am fost noi și prindeți în diferite perioade ale zilei puțin vânt, poți să te odihnești puțin categoric și în timpul zilei. Categoric. Cu țânțarii e din ce în ce mai rău, însă cu o spirală, cu un foc și cu neapărat balistol faceți față fără probleme, deci nu vă speriați de asta. Locul cam asta ne-a oferit, ne-am adaptat, am încercat pescuitul somnului și al șalăului, speciile preferate ale celor doi, da, categoric, și specii preferate și pentru mine. Somnul n-a fost să fie, doar o moacă luată azi noapte de Vlad și vreo două mai mici eliberate de mine. Însă ne-am adaptat și am reușit să scoatem într-un final vreo 7-8 șalăi, nu mai știu exact. Cam am și oprit câte doi, ce au fost mai îmbrăcăței așa, mai la kil sau săriți de kilogram, am și eliberat câțiva. Până la urmă ne-am distrat cu șalăul, asta a fost partida, perioada nu e cea mai bună pentru pescuit, însă per total față de gherla trecută, chiar și pentru mine, mă declar mulțumit la această partidă. Cei doi sunt extrem de mulțumiți pentru șalăi. Probabil că soțiile lor vor fi la fel de fericite pentru șalăi. Asta a fost partida noastră. Vlade, cum a fost pentru tine? Superb, superbă locația în primul rând, deși într-adevăr puțin cald și un pic de țânțari, dar s-a trăit. Am învățat multe, au fost multe tipsuri pe care nu le știam și le apreciez. Și m-am bucurat mult că în sfârșit din nou ne-am văzut, că noi ne-am mai văzut practic. Ne-am mai văzut la întâlnire, dar da, nu pescuisem. Nu pescuisem, nu, și într-adevăr e... A meritat așteptarea. Domnul Steleanu? Bine, pe ansamblu, țânțarii m-au cam deranjat, căldura un pic. Nici nu are de unde să mă. Asta e perioada, suntem în iulie, la începutul lui iulie. Asta e perioada, așa e la Dunăre perioada. Capturile au făcut balanța să se înclină către o situație Radu pozitivă. A avut guvidul norocos cu... Cred că dacă aveam mai mulți guvizi la partida asta, da, cu siguranță prindeam mulți șalăi. Oricum am prins destui, luăm câte doi pești acasă pentru familie, pentru copii, ce a fost de eliberat am eliberat. Însă ce vreau să zic e că cu un guvid, un singur guvid norocos prins de Radu la vargă, a prins trei șalăi cu același guvid. Da. Radu a prins vreo 4, eu am prins vreo 3-4, Vlad a prins unul chiar acum înainte să plecăm, deci vreo 8-9 șalăi pe acolo, nu are asta importanță. Asta a fost partida, rămâneți alături de noi, urmează partide, urmează un an plin în continuare. Chiar weekendul viitor o să încerc din nou o nouă partidă pe o altă zonă. Acum am fost în județul Călăraș. Nu uitați de like, subscribe. Nu uitați să deveniți membri dacă vreți să ne vedem cândva la pescuit. Merită, da. Balistol, nu uitați, vă pun link în descriere pentru că o să aveți nevoie în perioada următoare, cel puțin în următoarea lună. Și cam asta e. Produse branduite cu Doar pentru Dunăreni. La fel aveți link în descriere. Dacă aveți nevoie de momel de somn, nu uitați de Nadan. Și bineînțeles, nu uitați de magazinul Total Fishing. Fire întinse, băieți! Salutări și salutări, fire întinse, că asta e cea mai importantă urare, da? Și nu uitați, cu malurile Dunării curate. Corect.